Andrei, mulțumim foarte mult. Maia Sandu ar putea ajunge în România, ar potrivit unor surse politice. Președinta Republicii Moldova va veni joi la București. Maia Sandu va avea întrevederi cu Klaus Iohannis, dar și cu Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Vizita acesteia vine în contextul în care liderul de la Chișinău a acuzat Kremlinul că pregătește o lovitură de stat. Până la vizita Maiei Sandu la București a venit ministrul de interne din Republica Moldova. Au fost discuții cu reprezentanții Comisiilor de Apărare și Politică Externă din Parlamentul României. Alina Tănase ne aduce chiar acum mai multe detalii despre acest subiect. Este în direct la știrile dimineții. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața, Madalina, bun găsit tuturor! Vedem mai multe vizite ale mai multor oficiali din Republica Moldova în aceste zile în țara noastră. Ministrul de Interne din Republica Moldova a avut ieri mai multe întâlniri cu oficialii români. S-a întâlnit cu președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, cu ministrul de Interne Lucian Bode, iar astăzi va participa, începând cu ora 9:30, la ședința secretă a Comisiilor de Apărare și Politică Externă din Senatul României. Spuneam că este o ședință secretă, iar ieri, după întâlnirea pe care a avut-o cu Marcel Ciolacu, spunea președintele Partidului Social Democrat faptul că securitatea Republicii Moldova este o prioritate zero pentru țara noastră și că susține necesitatea înființării unui grup de sprijin pentru Republica Moldova. Această vizită vine, cum spuneai și tu, cu doar două zile înainte ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, să ajungă în România. Conform unor surse politice, aceasta ar urma să vină joi în țara noastră, când se va întâlni și cu Marcel Ciolacu, dar și cu premierul Nicolae Ciucă, și ar urma să fie primită și la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis. Vedem multe vizite, așa cum spuneam, la doar o săptămână după ce Maia Sandu declara faptul că Rusia pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova. Rămâne de văzut cum vor decurge aceste întâlniri, toate aceste discuții dintre oficialii moldoveni și cei români și, foarte important, care vor fi concluziile, dat fiind faptul că țara noastră și-a arătat în repetate rânduri sprijinul pentru Republica Moldova.